România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți cum se spune, calul de dar nu se caută la dinți, dar eu zic să-l căutăm pe ăsta, că e bine să fim informați, adică să știm pe ce lume suntem. Prieteni, probabil că ați auzit de acest plan de redresare și reziliență. Este cel mai important lucru care ni se întâmplă de la intrarea în Uniunea Europeană. Este un ajutor real și un semnal că România face parte dintr-o structură puternică și care o poate ajuta. E, cum să zic, un adevărat semnal că avem parte de aliați. Eu o să încerc să simplific lucrurile ca să înțelegem exact ce înseamnă cele aproape 30 de miliarde care ar putea ajunge la noi, 30 de miliarde de euro. În mijlocul pandemiei de coronavirus, Comisia Europeană a gândit acest plan căruia i-a dat două dimensiuni. Ea a spus cam așa: le dăm statelor niște împrumuturi la dobândă mică sau pe degeaba, pe lângă banii pe care îi dăm în mod obișnuit, adică ăștia sunt bani care vin în plus, da? Banii le-ar pune pe roate în această criză declanșată de pandemie, dar ne-ar da posibilitatea să ne dezvoltăm și pe viitor într-o lume digitală și mai puțin poluată. Cam asta a fost gândirea. Banii au început să fie împărțiți între statele membre, unele iau mai mult, precum Italia, care ajunge spre 200 de miliarde de euro, de-aia și a fost cea mai tare lovită de pandemie. România ia mai mult decât Germania și asta e foarte important, dar a primit și un accept țara noastră care nu a fost acordat altor state. Adică, pe lângă poluare și digitalizare, România s-a dus acolo și a spus: domnule, știți, noi avem o problemă cu drumurile, am vrea să facem drumuri, dacă tot ne dați banii ăștia, nu ne dați voie să facem și drumuri? Ba da, așa se face că la noi cei mai mulți bani se duc pe transporturi, sănătate, educație, bravo. Dacă este să asculți autoritățile, atunci vorbim despre construirea 450 de kilometri de autostradă, a unor spitale, a unor zeci de școli, grădinițe și creșe. Vor apărea perdele forestiere, noi magistrale de metrou și aș mai putea înșira. Desigur, știți că toate astea vin cu un cost. Unul dintre aceste costuri este reașezarea sistemului de pensii, al cărui deficit trebuie redus. De altfel, condiția reducerii deficitului bugetar este cheia acestei reforme. Tot de aici va porni probabil și o reformă a aparatului bugetar. Vedem în ce sens. Dar astăzi eu vreau să vă uitați în altă parte despre care s-a vorbit puțin sau deloc. După cum scrie în acest plan, ar trebui să fim pregătiți de revizuirea cadrului fiscal. Știu, sună vag, dar am putea face un pic de lumină și aici vă solicit o țărucă mai mare de atenție. În PNRR, guvernul arată patru mari direcții în care se vor reașeza, hai să nu zic de la început, mări taxele și impozitele, dar vă prindeți voi. Este vorba de micro-întreprinderi care plătesc fie 1%, fie la 3%, și de palierele lor, care merg până la niște sume foarte înalte, dar și de scoaterea facilităților fiscale de la construcții. Știți voi, facilitatea dată de guvernele Dragnea ca să mai scoată la lumină plățile la negru din construcții, dacă vă aduceți aminte. De asemenea, se preconizează renunțarea la diverse excepții. Nimeni nu zice care, dar dacă te uiți în jur, ce excepții sunt pe la plățile astea? IT, Horeca, să dau doar două acolo, dacă codul fiscal are mai multe. Și tot acolo scrie că trebuie să căutăm cele mai bune practici pe impozitul pentru proprietate, de exemplu. Impozit pe proprietate care la noi e mic. Da. Se caută o soluție și pentru taxarea mașinilor aduse din afară. Și astea sunt cele pe care le văd eu așa la o primă citire. Adică dacă te apleci la o zi de când a fost publicat peste document, cam asta se vede, da? Atenție, tot ce v-am spus nu se întâmplă azi sau mâine, se întâmplă în timp. Banii trebuie cheltuiți până în 2026 și pentru fiecare prag din ăsta de la am rostit există niște date, 2023, 2024, adică pe măsură ce luăm banii, pe măsură ce sunt aprobate proiectele astea de la Uniunea Europeană, e, tot în ritmul ăsta trebuie să facem și reașezările astea, cum le zice, reașezări ale cadrului fiscal. Ori eu astăzi vin să vă întreb și să cântăriți, da? Să spuneți, doamne, până la urmă oamenii ăștia
ne dau o grămadă de bani. Sunt aproape 30 de miliarde de euro, care sigur nu vin direct în buzunarele noastre, dar din buzunarele noastre, în loc de 100 de lei, 200 de lei impozitul pe apartament, ar putea să plece, na, 300, să fie 400 impozitul pe apartament. Zic și eu că n-avem de unde să știm. O să vedem cadrele. De asta vă întreb și aș vrea să judecați la 0372069599 următoarele lucruri. Hai să mai dau o dată telefonul. 0372069599. Mărirea taxelor și impozitelor este un preț corect pentru banii de la Uniunea Europeană? Adică e corect să fie așa? Care taxe și impozite credeți că ar trebui mărite cu prioritate în perioada următoare? Și vă întreb, sigur, domnule, dacă nu ne măresc taxele și impozitele, ce ar trebui să facă guvernul ca să echilibreze bugetul? Că știți și voi la fel de bine ca și mine că nu se poate să mergem la infinit așa. Deci cum facem? 0372069599, dezbaterea la România în direct începe acum. Îl salut întâi pe Alexandru. Să nu uit să zic, suntem și pe Facebook. Eu cu un ochi încerc să mai arunc acolo, să mai văd mesaje de la voi, poate le strecor în discuție. Alexandru, salut, mulțumesc că ai sunat. Bună ziua și mulțumesc frumos. În principiu, eu sunt de acord cu ideea de bază, mărirea taxelor, doar că trebuie știut clar în ce măsură ne va afecta, cât se va mări. Și, din punctul meu de vedere, ar trebui cumva văzut, cel puțin pentru taxele de pe imobile, văzut și diferențiat cumva. Una e să ai două, trei apartamente, probabil două închirie într-unul stai, că nu cred că stai în trei apartamente în același timp. Și alta este când de-abia ți-ai cumpărat și un apartament cu o rată la bancă și așa mai departe. Trebuie adică cumva diferențiat aici. Să faci o diferență între bogăția afișată și cea a unor oameni care sunt simpli și normali. Una e să ai exact o casă de 1700 de metri, uite, dau și alt unghi. Una e să ai o casă de 1700 de metri și alta e să ai o casă de 200 de metri, zic și eu. Na, ca idee. Eventual luat pe credit și plătește rate și așa mai departe. Da. Aici cumva, din punctul meu de vedere, diferențiat, dar trebuie exact în ce măsură va impacta. Și sunt de acord că trebuie să dăm și noi ceva. Gândiți-vă că banii aceștia europeni, o parte din ei o să fie nerambursabil. Evident că trebuie să facem și noi ceva. Problema mea cea mai mare e modul în care o să-i cheltuim, pentru că noi ca țară avem o istorie nu tocmai frumoasă în ceea ce privește investițiile acestea mari în infrastructură. Știți și dumneavoastră, da, cum a fost atunci problema cu dealul de la Ciliu și, sau poate n-am pronunțat greșit, da, dar nu avem o istorie prea frumoasă și trebuie cumva, din punctul meu de vedere, să vină cineva să ne ajute să intervină și... Autostrăzile poate sunt doar așa o parte, să știi. Autostrăzile sunt doar o parte. Aici lista e foarte lungă. Ajungem și la metrou, și la spitale, știu eu, la curățarea aerului, perdele forestiere, sunt multe. Deci, da, e important și sunt proiecte, cred că vreo 230, dacă nu mă înșel, sau 240. Da, aici ai spus doar de proprietate. Asta e prioritatea pentru tine? Adică eu când vă întreb astăzi, dom'le, ce ați mări cu prioritate? Că e clar că în viitor se vor mări. Asta e proprietatea? Da, și aș mai vrea să punctez un aspect. Sunt de acord să se înghețe, eu fiind bugetar, sunt de acord să se înghețe și salariile la bugetar și la pensie. Nu asta e problema. Adică eu nu văd creșterea prin înmulțirea banilor, așa, domnule, aici vă mai dau 10 lei, vă mai... Nu așa. Eu aș vrea să văd că salariul meu rămâne la fel, dar cu banii pe care i-am astăzi, mâine pot să cumpăr mai mult. Vreau să văd că economia noastră performează și are valoare. Vreau să văd că se duce cursul în jos. Altfel vreau să văd aceste investiții. Ok, înghețăm salariile, dar haide să ne străduim să creștem economia, să valoreze leu mai mult. Teoretic, toți banii ăștia, mulțumesc tare mult, Alexandru, toți banii ăștia ar trebui să impulsioneze România, da? Ei vin și aduc valoarea adăugată. Asta este marea poveste cu ei. Companii românești vor lucra, se vor face locuri de muncă, deci sunt 5 ani, un cincinal, cum se zicea pe vremuri, în care, domnule, am putea să construim foarte frumos. Salut, Cătălin! Tu ce zici? Ești de acord cu târgul ăsta? Cătălin, cumva
aș fi de acord, dar numai parțial. Vis-a-vis de locuințe, este posibil să se mărească puțin acolo, să se adauge un anumit procent la impozit, mai ales celor care au mai multe proprietăți, dar din punctul meu de vedere, ca și proprietar de IMM, consider că a se umbla la IMM-uri din nou, a se pune biciul din nou pe IMM-uri, este o mare greșeală, pentru că noi avem niște impozite care sunt imposibile și îți dau un exemplu de impozit imposibil pe care plătește orice IMM din țară, este impozitul inventat de domnul Ponta, care este impozitul pe micro-întreprindere, adică plătim 1500 de lei pe an, 1700, nu mai știu exact cât este, doar pentru simplu fapt că ai acea afacere, că ai acel IMM. Dar nu poți să pui ce este acest IMM. Este un cadru legal în care noi ne desfășurăm activitatea. Te-a lăsat domnul Dragnea la 1%, nu? Sau 3%, cât plătești? La mine e 1%, într-adevăr, că sunt un IMM mic, dar... Acum, știi, în orice țară din lumea asta, eu nu vreau să, adică nu vreau să te critic sau să zic, băi, un impozit mai mic de 1% nu se poate, nu există. Într-adevăr, dar să știi că noi, ca să ne putem desfășura activitatea și să putem fi băgați în seabă, trebuie să lucrăm mai ieftin decât cei mai mari. Noi de asta existăm, că lucrăm mai ieftin. Dacă nu lucrăm mai ieftin, cei mai mari ne vor înghiți în secunda 2. Asta este singurul lucru. Și încă ceva, Cătălin, neapărat vreau să spun, vis-a-vis de a ridica problema mașinilor aduse din import, permite-mi, te rog, să dau un pont efectiv statului român, cum ar putea reduce cu 75% rata mașinilor aduse din străinătate. Este foarte simplu. Ca să aduci o mașină din străinătate, să o vinzi în România ca bișnițar, trebuie să vezi, să iei o mașină care are foarte mulți kilometri. Acum în România nu prea să mai fac. Ei în Ungaria să opresc și dau kilometri înapoi și după aia intră cu el în țară. Uh-huh. Ei, dacă statul român ar spune, ai adus mașină din Germania, da, haide să o punem pe standul ăsta să-i verificăm noi kilometri. Dacă kilometrii nu sunt reali, tu cu mașina asta te duci înapoi de unde ai luat-o. Tu îl și atunci asta reduce piața cu 50%. Și ar mai fi ceva încă. Tu îl suspectezi pe statul român de prostie? Adică tu crezi că statul român nu știe treburile astea sau că funcționarii de acolo... Cătălin, dacă eu ca șofer știu treburile astea, statul român sunt convins că știe. Statul român întreține cu ajutorul unor politicieni niște rețele care fac treburile astea. Care-i povestea? Iar alți politicieni se tem că vor deveni nepopulari. Dacă ei vor interzice tehnica, acum importurile de mașini la mâna a doua, sau vor pune niște taxe din astea usturătoare pe toate rablele care sunt pe drumurile din România, sunt niște politicieni care pierd alegerile, despre asta e vorba. Păi ceea ce propui tu nu place nimănui. Îți place ție? Că poate e adevărat, dar revenind înapoi la micro-întreprinderi și lăsând asta, revenind la micro-întreprinderi, dacă statul român și guvernul actual vor veni și vor pune din nou bir pe micro-întreprinderi, trebuie să aibă în vedere că în România sunt între 450 și 500 de mii de micro-întreprinderi. Fiecare din acești oameni sunt votanți de dreapta. Vă spun, 90% din proprietarii de micro-întreprinderi sunt votanți de dreapta. Ce cifră de afacere ai? Că eu acolo cred că vor umbla, la paliere. La paliere vor umbla. Undeva eu nu am, undeva la 250 de mii pe an, mai mult nu am. Dar sunt bani ăștia, frățioare. 250 de euro, de euro? De euro? Nu, de lei. Vorbim de lei, păi încă nu suntem în Europa. M-am mai liniștit, că am zis că vorbim. Ai mai liniștit. Dar din banii ăștia, dacă eu, problema e cu cât rămâi din acești bani, când trag linia, îmi dau seama că la cele 15 ore care le lucrez pe zi, sau 12, sau 14, sau 16, e puțin. Eu muncesc într-o zi cât alții în două. Te cred. Și îți țin pumnii că voi sunteți, de fapt, cei mai importanți oameni, cum s-ar spune... Oamenii care pun România pe roate, companiile astea. Chiar ascultam pe cel dinaintea mea, bugetarul, care a spus că, domnule, eu sunt pregătit să renunț la mărirea salariilor. Crede-mă, eu dacă ăștia mai încearcă să mai pună bir pe noi, și eu sunt pregătit să renunț. Da, și aș vrea să mă fac și eu bugetar la 8 ore pe zi. Dacă el renunță la salariu, ce bun ar fi. Înseamnă că e bine. Îți mulțumesc, Cătălin, spor la treabă. Despre România asta e vorba. Societățile noastre europene de tip tradițional, dar chiar și cele moderne, se întrețin foarte mult pe genul acesta de companii
mici, medii. Ăsta e modelul nostru de a face treabă în Europa. Corporațiile au rolul și rostul lor de a așeza un cadru mare de tot. Dar vedeți că oamenii care duc în general lucrurile înainte sunt aceștia care lucrează din plin multe ore pe zi. Iar noi socotim aici dacă în schimbul banilor celor 30 de miliarde de la Uniunea Europeană acceptăm să mai scoatem și noi ceva din buzunar ca să impulsionăm țara asta. Și acum a venit Liviu la România în direct. Salut! Salut, salut! Păi, cred că în România rata de colectare a taxelor și impozitelor e cea mai mică din Uniunea Europeană, corect? Undeva da, sub 30%. Corect. Adică, corect, așa este. Da. Adică o reașezare a taxelor și impozitelor trebuie făcută și cumva cred că filozofia asta care acum se implementează are o noimă. Da, trebuie făcute, mă rog, trebuie scoase scutirile astea extraordinare și super speciale. Ia, dă-mi un exemplu. Hai, vrei să enervăm tot, să enervăm tot IT-ul de aici din Pipera? Hai, cred că IT-ul din Pipera cred că lucrează acum, așa că putem să spunem nu, că da. Nu cred că sunt aici colegii de clădire de pe lângă mine, cred că sunt Geana. Acum când spun, băi, uite că sunt oameni, că nu toți oamenii cred că ar trebui să fie o scutire, da? Știi, pe de altă parte, e un sector vital pentru România. Noi cu scutirea asta îi ținem pe oamenii ăștia în țară. Știi ce facem, nu? Adică... Evident că așa este, dar hai să vedem calculat. Adică acum 10 ani sau când s-a dat legislația asta, scutirile astea, când s-au dat scutirile astea, era un anumit nivel global, nu al veniturilor în România. Acum tot nivelul ăsta al veniturilor din România a crescut, adică și... vreau să zic că salariile în IT în momentul ăsta poate se apropie de din România, se apropie de salariile din IT din alte părți. Adică deja nu mai e nevoie de aceste scutiri. Dar eu altceva vreau să spun, că și eu sunt un mic antreprenor. Nu știu dacă... Eu n-am citit ceea ce ai citit tu, Cătălin, din plan, și vreau să văd dacă acolo oare scrie ceva de impozitarea mai justă sau mai corectă a multinaționalelor, care cred că dintr-o problemă administrativă a ANAF-ului, adică efectiv ei nu știu cum să taxeze marile companii, sau poate că nu vor, nu știu, eu zic că nu știu. Poate ar fi bine să ne gândim un pic la chestia asta. Chiar zilele trecute, de fapt, cred că abundă internetul de statisticile astea legate de cum firmele din românești care sunt născute în România plătesc mult mai multe taxe și impozite față de firmele străine care fac același lucru. Adică banii pe care ți-i dă o națională sunt mult mai mulți decât dau companiile mici, adică grosul banilor. Când te uiți, unii dau miliarde, alții dau sute de milioane. Păi uite-te, de exemplu, la tradingul de cereale. Deci în tradingul de cereale, unde mari jucători sunt firme multinaționale, sunt firme americane și sunt firme franțuzești, ăia plătesc 1% sau sub 1%, sau poate chiar sunt pe pierdere an de an. Pe când firme românești echivalente, care se ocupă cu același, cu fix același lucru, plătesc peste 10% impozit pe profit. Aici, deci, pentru că statul român nu știe să vadă cum reușesc cu oamenii ăștia să externalizeze profiturile alea, da? Pentru că ei își dau niște contracte de consultanță, niște chestiuni de genul ăsta cu care banii pleacă în alte zone, se facturează în concert. Aici vorbesc. Deci e vorba de știință, de știința de a taxa aceste activități care ele se întâmplă, companiile astea știu cum fac acești bani, iar statul român trebuie să învețe cum să impoziteze acești bani. Pentru că poate statul român, și e foarte simplu, să ne imposteze pe mine și pe colegul Cătălin, care a vorbit mai devreme, mici întreprinzători, ne saltă impozitul de la 1%, de la 3%, la 5%, sau poate la 10%. Ok, cel mai simplu lucru de făcut. Poate unii dintre noi nu o să mai reziste, dar multinaționalele tot profitul tot acolo și îl duc, în Martinica sau în Cipru, sau eu știu Dumnezeu îl duc. Foarte interesantă idee, propun la un moment dat să discutăm mai aplicat. Spune-mi cum mai considera că trebuie făcut, adică ce lucru ai ținti în această relație cu multinaționalele din partea statului și ai zice, domnule, uite, banii sunt acolo. Păi nu mă pricep la chestia asta, doar spun că exact ce ai punctat și tu mai devreme, există contracte pe care ei și le fac exact cu firme de consultanță, cu firme de management, eu știu, cu tot felul de companii din afara țării, astfel încât profitul de aici să scadă și profitul din paradisurile fiscale să crească, adică acolo unde acest profit nu este impozitat. Și exact la mecanismul ăsta ar trebui ANAF-ul să fie expert
și să oprească transferul ăsta de fonduri din țară. Să știi că asta nu e o problemă. Este injust, da, pentru că sume foarte mari sunt neimpozitate. Asta nu e o problemă doar a României. Toate țările europene și, mă rog, lumea civilizată se bat cu acești coloși, da, și cu firmele din industria asta .com și cu alt tip de companii și toți încearcă să scoată bani, dar nu prea reușesc. Statul român, care e mic și nevolnic, mai ușor mă arde pe mine și pe tine, asta e... Ce să spun eu? E tristă concluzia asta decât să se bată cu mari corporații. Liviu, salutare, spor la treabă, românii care muncesc. Haideți, fraților, să cântărim mai departe. Adică, dacă ar fi să ne taxeze pe noi sau pe alții, care ar fi prioritatea? Bogdan, salutare. Nu e Bogdan, e Alin. Salut! Salut, Cătălin. Îmi doream foarte mult să particip la această dezbatere. Sunt lucruri bune în Planul Național de Reziliență, sunt și lucruri care nu sunt ok, cum ar fi realizarea metroului din Cluj, care este evident doar o decizie politică și nu un proiect de relevanță națională. De ce trebuie să fie doar de relevanță națională? Adică așa s-a spus că proiectele care sunt incluse în Planul Național de Reziliență sunt proiecte care au un impact la nivel național și care creează bunăstare pentru toate regiunile țării. Dacă o să te uiți la ce a fost introdus în Planul Național de Reziliență, de redresare și reziliență, o să vezi că majoritatea proiectelor sunt iarăși într-o zonă care este deja ultra dezvoltată, respectiv zona Banat și Transilvania. Dar nu asta am vrut să comentez, am vrut să spun ceea ce ar trebui să facă guvernul și să se uite foarte atent ca să nu taxeze lucruri în plus și să îngreuneze sarcina fiscală pentru întreprinzători și cetățeni și să ia de acolo de unde nu ia. În primul rând, un lucru care este esențial și este oarecum trecut și asumat în acest plan, respectiv corecta rediscutare a pensiilor speciale, care trebuie obligatoriu trecute pe procedeul de contributivitate. Nu este un jaf, așa cum toată lumea spune, și dacă nu găsesc să rezolve o cale constituțională, atunci să facă referendum, pentru că poporul este suveran și da, reprezintă cea mai înaltă putere. Știi cum e? Putere, când e vorba să decidă pe banii altora, poporul va decide cea mai spectaculoasă chestie cu putință. Dar este corect când un parlamentar decide pentru propria lui pensie astfel încât contribuția de la lui la pensie să fie 1000 de lei și de la bugetul de stat, adică de la mine, de la dumneavoastră și de la ceilalți cetățeni încă 12.000 de lei, ăla este un furt și este un furt cu legea în mână. Asta n-a fost un lucru corect, dar aici când spui pensii speciale, te duci într-o zonă imens de complicată. Pe de altă parte... Este enorm de complicată și atunci când s-a stabilit pentru experți parlamentari și pentru personal navigant și pentru ambasadori. Nu poți să crezi, chiar se creează niște caste privilegiate, iar restul, cei care contribuie, sunt, să mă iertați, nu cei acolo. Mai inteligenți, aici... sunt cetățeni de mâna a doua. Eu sunt de acord cu tine, te rog să țin să cont de un aspect aici, vorbim de niște... Vreau să merg mai departe. Sunt trei lucruri unde ar trebui să ne uităm. Spunea un secretar de stat că avem un deficit de 80% de import de alimente într-o țară care ar putea să hrănească, știm bine că toată lumea spune, 80 de milioane de oameni. În condițiile în care tu exporti tona de grâu cu $100, nici nu contează prețul ei, și importi făină și biscuiți cu $6000 tona, înseamnă că ești imbecil, că nu le industrializezi în țară. Când tu ai distrus toată industria ta și exporti materie primă, la fel ca țările africane, și să mă iertați, din 2013, Indonezia nu mai exportă materie primă. Și adică vrea să dai o interdicție pentru, sau că nu mi-e foarte clar, ar trebui să-i încurajezi pe oameni să facă pâine și biscuiți aici. E vorba de o logică. Când ai gaze în platforma ta petrolieră, de 100 de miliarde de metri cubi, care valorează, nici nu contează, 100 de miliarde de euro, și tu alegi să exporti cu $300 tona, în loc să industrializezi pe platformele tale petrochimice în țară,
produse care se pot vinde cu 1000 de ori valoarea gazelor pe care le-a exportat, așa cum face Ungaria și cum face Austria, care de dezvoltă lângă, se întâmplă lângă chestia Viena. Asta? Adică, de ce crezi tu că statul român nu-i capabil să încurajeze lucrurile astea? De prost! Ah, ok, prost, din măcar că de înlămurit. Are niște conducători care n-au nicio viziune strategică și nu sunt în stare să gândească mai departe de vârful pantofului. Și mulți nu știu de ce vin la serviciu și de ce pleacă acasă. Da. S-ar putea să fie posibil. Deci, stau acum să mă gândesc că niciuna dintre soluțiile astea pe care le-am citit eu de aici, din plan, nu sunt sau că nu ești de acord cu ele. Nu, am spus, sunt lucruri bune care sunt în acel plan de reziliență. Nu, mă refeream doar la taxare. Știu că sunt lucruri bune, firesc. Mă refeream doar la chestiunea asta de taxe propusă de ei și uite, domnule, facem aici, revizuim un cadru fiscal și ne mai echilibrăm. Păi, inclusiv de ce vorbea antevorbitorul meu, de optimizările fiscale. Chiar credeți că nu sunt specialiști în țara asta care să știe cum se fac așa zisele deduceri fiscale de către multinaționale și cum nu ne păcălesc? Noi suntem slabi că nu încerc să punem piciorul în prag. Așa cum alții dau amenzi de 10 miliarde de euro lui Facebook și mai știu eu cui, cărui gigant mondial, și ăia nu mișcă în front, România de ce nu poate să facă acest lucru? Dintr-o slugărnicie, credeți-mă, a unor funcționari publici care știu că au niște șefi și șefii ăia pot fi sunați de altceva. Știi ce e foarte interesant în discursul tău? Că ai zis un lucru perfect adevărat și unul care e interpretabil. Habar n-am dacă funcționarul român e slugarnic în fața unei multinaționale. Nu, n-am spus, în fața unor șefi. Pentru că, din nefericire, în România, abuzul șefilor nu este sancționat decât rare ori și după mulți ani, iar oamenii ăia nu plătesc din buzunar, ci plătește tot statul cheltuieli de judecată și reîncadrarea în funcție a respectivilor funcționari. Dar dacă ar plăti acei oameni care fac abuzurile din buzunarele lor, să vedeți că nu ar mai exista nici aceste lucruri și poate oamenii ar sta mai drepți, nu ar sta ca în poziția ghiocelului și ar spune doar da șeful. Mulțumesc tare mult. Vedeți cum se leagă lucrurile? Adică în momentul în care vorbim de angajările la stat și de tot felul de pilăraie și de tot felul de oameni care sunt puși acolo în funcție cu mai mult sau mai puțin sprijin politic, ajungem aici. În momentul în care trebuie să ai viziune ca să dezvolți țara asta, adică în momentul în care primești 30 de miliarde de euro, trebuie să ai și viziune să vezi ce faci cu ei, dar și capacitatea de a aplica reguli. Pentru că acum, exact așa cum observă ascultătorii noștri, foarte multe dintre aceste prevederi pe care vi le-am citit pe taxare se aplică unor categorii care deja plătesc. Vedeți, asta e foarte interesant. Băi, ăștia plătesc 1%, 3%, poate mai luăm de la ei. Ei au deducere, poate luăm și deducerea și așa mai departe. Dar rotițele alea care să facă bani mai mulți prin alte părți le găsim. Salut, Andrei, tu ce crezi? Bună ziua, ce să cred? Până la urmă, să ne mai calmăm un pic față de ascultătorul anterior. Era mai înflăcărat, nu e? El mai pasional, da. Da. Și să spunem că în acest plan vom rămâne și cu banii luați. Nu, n-are cum. Deci nu, banii o să vină. Poate nu o să vină, poate nu o să fim capabili să luăm 30 de miliarde. Eu glumesc. Da, ok. Eu glumesc la treaba asta. Într-un fel e o glumă adevărată. Dar cheia în tot planul de reziliență este energia. Guvernul nostru nu a înțeles treaba asta de nicio culoare, cel puțin eu nu am văzut. De exemplu, la strategia de hidrogen am văzut la știri prezentată, erau un PowerPoint de 7 pagini, era ceva de genul, e bine să fie bine, să nu fie rău. Din câte înțeleg eu, sunt 30 de miliarde de euro. Noi avem, Doamne ajută, făcută de pe vremea când eu nu eram în viață, la Cernavodă, o centrală nucleară cu 2 reactoare, care trebuiau să fie 4. Așa. Asta e cheia energiei. Nu producem o energie cât mai ieftină, că vine acum scumpirea. Știu că se lucrează totuși la reactoarele alea suplimentare acolo. Adică ce am citit, că n-am văzut cu ochii mei. Știu că debutaseră niște lucrări pentru punerea în funcțiune și a celorlalte două. Acum exact. Nu pot să le știu pe toate.
Dar tu ce spui? Adică l-am pierdut? Care e teoria ta, Andrei? Adică unde voiai să ne duci? Unde vreau să vă duc, că planul va fi implementat așa cum va fi implementat, pentru că am văzut deja foarte multe exemple, o pădure cât o țară, împădurim, prezentate de recorder, cred că le știți și dumneavoastră, le știu și ascultătorii, și așa mai departe, cu apele române. În planul nostru este pe aceeași linie să facem ce am știut până acum, iar la impozite, mulți au spus că dacă măresc impozitele micro-întreprinderilor de la 1% la 5%, domne, că n-ar fi mult. Da, de 5% din venit. Da, 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 e 5% din tot ce intră, da, sigur că da. Din tot ce intră? Da. Dacă te obligă statul să mai faci niște încasări și să mai deduci niște bani, trebuie să plătești impozit la ceea ce te obligă statul. Ceea ce nu e corect, dar în fine, trecem peste. Vreau să subliniez acest aspect. Impozitul pe proprietate. Avem o piață imobiliară, ce să zic, ca un vest sălbatic în clipa de față. De exemplu, eu stau într-o casă. E valoată la 100.000 de euro. Am intenția să o vând vreodată? Nu, niciodată. De ce să plătesc impozit la 100.000 de euro când eu nu vreau să o vând, de exemplu? Pur și simplu. Adică pentru mine e casa moștenită de la părinții mei și așa mai departe. Da, dar știi cum e? La proprietate, asta e logica socială. Suntem proprietari pe timp. Ce să facem? Cum o să ne întreținem orașele? Cum o să facem toate lucrurile astea? Cum o să ne tundă Nicușor Dan iarba la București dacă nu ne ia impozit pe proprietate și pe mașină? Știi unde sunt eu? Mulțumesc. Ia, te rog. Am văzut orașe ecologice în care iarba se tunde cu oaia. Asta ne-ar mai trebui. Mulțumesc tare mult, Andrei. Asta ar trebui să aibă Nicușor Dan o idee din asta, să tundă cu aia. Dar pe mine mă amuz întotdeauna că în România impozitele la mașini sunt mai mari ca impozitele la casă. Asta e o realitate românească așa, de la țara asta întoarsă cu fundul în sus uneori. Gelu, salutare! V-am dat o listă de impozite acolo, sigur că nu le știu eu pe toate, și am întrebat care e prioritate la mărire. Bună, Cătălin. Mulțumesc că m-ai primit la tine în emisiune. Eu aș vedea într-un mod cu totul diferit această situație. Părerea mea este că acest plan va fi un fel de fata Morgana, pentru că aceiași oameni care de 30 de ani nu știu să facă mai nimic în sectorul bugetar, mă refer la decidenții politici, nu vor face nimic nici în acest moment. Tot discutăm, domnule, impozitarea IMM-urilor, hai să facem acolo, dar întrebarea mea este, și eu sunt un patron de IMM, da? Alo? Da, da, te ascult. Și mie statul nu-mi dă niciun leu. Nu solicit bani de la el, nici pe timp, nici pe durata pandemiei. Dar îl informez cu respect pe domnul Câțu și pe domnul Iohannis și pe toți din guvern, că dacă se atinge cumva de un leu în sus la taxe, iar și o pisica neagră. Care? În sensul că o închid și o mut. În 6 ore sunt la Viena, în aproximativ 4 zile mi-am deschis aceeași firmă în sănătate. Fii atent. Dar o fac offshore. Adică, dacă dânsii vor să mai vadă cifre cu 40 ori ca și taxe pe an de la subsemnatul, îi recomand cu căldură să meargă spre sectorul bugetar. Reforma sectorului bugetar. Este și asta trecut acolo. N-am pus-o eu în discuție astăzi. Dar nimeni nu se leagă de ea. Nimeni nu se leagă de ea. De ce, de pildă, eu din bani și din taxele mele, de pildă, plătesc sponsorizări la echipe de fotbal susținute de primării cu buget din bugetul național? De ce? De ce trebuie consilierii locali în nu știu ce comună cu, eu știu, 3.000 de locuri să aibă 19 consilieri? De ce primării care au, de pildă, eu știu, 7.000 de oameni să aibă, eu știu, 19 consilieri? Deci dacă ei fac reforma bugetară... Ok, sunt de acord cu tine. Dacă ei fac reforma bugetară, vor obține cel puțin minim 1 miliard de euro pe an. Adică tu vrei să dea afară oameni de la stat? Păi, scuzați-mă, domnul Striblea, haideți să punem situația altfel. Germania are 80 de milioane de locuitori, da? Uh-huh. Sectorul bugetar se învârte la ei în jur de 850.000-900.000, da? Împărțim 80 de milioane la 4 și ajungem la 20 de milioane populația României. Asta ar însemna undeva un sector bugetar de vreo România echivalent, undeva la vreo 250.000. Eu n-am cifra acum în față.
Dar mi-e greu să cred că tot ce înseamnă sector bugetar poate pentru statul federal, dar pentru mai sunt și statele și administrațiile locale. Bun, am zis de modogrosso. Acum, la un moment dat, noi știm că este undeva la 1.350.000 de angajați în mediul bugetar. Doamna Violeta Alexandru spunea că sunt mult mai mulți care nu sunt trecut în rezistal. Vezi... Dom'le, ia să văd și eu acolo un 400.000 de bugetari, pentru că, efectiv, se calcă în picioare unul pe alții. Adică, în pe unele mine, locuri, pe da, în unele nu. Adică, asta e clar. Nu știu... Uitați-vă, și alt aspect, tot timpul, domnule, mediul privat, pe durata pandemiei, mediul privat a fost executat, așa, fără niciun fel de discuție, scapă cine poate. În mediul bugetar nu s-a întâmplat absolut nimic. Da. Eu plătesc de pildă taxe și impozite. Și întrebarea mea este, de ce să plătesc taxe și impozite unui sistem, și am și o întrebare la noastră, poate o să faceți emisiune, care sistem al statului român funcționează la ora actuală? Sistemul de justiție bine, e o daună totală, adică... sistemul de sănătate se chinuie, este acum sub pandemie, sistemul de învățământ nu funcționează și atunci îmi pun și o întrebare asta. Dom'le, măriți taxe și impozite? Da, domnul Cățu, măriți-le. Uitați și eu vă arăt pisica neagră. În secunda doi am închis firma. Da. Ne jucăm? Haideți să ne jucăm. Pentru că pentru mine, ca și IMM-ul sau ca și micro-întreprinzător. Eu mă descurc, eu îmi plătesc taxele, salariile și așa mai departe, absolut tot, fără niciun fel de beneficiu de la statul român. Dar am pretenția a unui singur lucru. Dom'le, respectă banii pe care eu ți-i plătesc. Adică nu dăm servicii de banii pe de care calitate. Îi trebuie la stat. Îți mulțumesc, sigur, dar dacă statul vine într-o zi și zice știi, noi livrăm servicii atât de proaste pentru că și taxele pe care le plătești sunt mici. Eu nu cred că vor umbla la acel 1% sau 3% aviz micro-întreprinderilor, dar cred că vor tăia pragurile. Adică nu se mai uită la pragul de sus, nu mai știu la cât e, cred că e 1.000.000 de euro, și zice, domnule, 1% că ești micro-întreprindere. Nu. O să-l coboare la ce spunea ascultătorul nostru mai devreme. Nu, pragul acela e la, cât a zis, 250.000 de lei pe an. Zic, dau un exemplu, nu știm. Monica, salut, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult. Toate subiectele astea sunt roșii, tot ce au spus antevorbitorii mei, ca să spun așa, sunt agrez cu ei. Aia, păi toată lumea, păi dacă eu vă... Știți cum a fost întrebarea de azi? Adică sunteți de acord să vi se mărească taxele? Dar eu n-am ce să fac. Eu vă întreb pentru că vreți, nu vreți unele o să se mărească. Așa că te întreb și pe tine. Mă scuzați, în comparație cu antevorbitorul meu, noi suntem o mică afacere de familie și noi, mici întreprinzătorii mele, eu nu pot să mut afacerea. Deci natura, obiectul meu de activitate este așa construit încât nu pot să-mi o mut. Mă rog, nici nu o să-mi o mut, pentru că, așa cum ziceați, nu cred că o să umble la acest impozit, probabil la plafoane. În momentul în care vor umbla la plafoane, s-ar putea ca mie deja să-mi convină să plătesc impozit pe profit, pentru că, în momentul de față, acest 1% este pus doar pe cifra de afaceri, fără să intereseze pe ei cheltuielile. Ori dacă ajung atât de sus, probabil că va conveni. Mă rog, nu știu, încă n-am făcut niște calcule. Problema mea este risipa din buget. Eu nu spun să le taie salariile, Doamne ferește. Eu am o problemă de toate agențiile și agentulețele și nu știu cum să le mai diminuez, da, care... Nu-mi dau seama ce fac, deci nu-mi dau seama cu ce se ocupă foarte multe dintre ele, nu văd în viața de zi cu zi și în activitatea mea de zi cu zi că ar avea vreun impact. Cum spunea și domnul dinainte, și noi suntem, și noi și prietenii noștri și toți micii întreprinzători pe care eu îi cunosc, suntem cu taxele și impozite la zi, cu acte de pentru toți angajații absolut la zi, da. Nu avem, vă rog. Nu, asta zic, știu că sunteți oameni care munciți, da? Și eu nu știu unde-s banii, unde-s, adică, de ce, nu știu. Eu unde să sunt? Digitalizez. Știi foarte bine, Monica, unde sunt banii. Că am spus-o de 1.000.000 de ori. 95% din banii strânși de statul român sunt în pensii și salarii. 95%. Bun. Acolo sunt banii. Cu banii, perfect, de la tine, statul român plătește pensii și salarii. Ce să zic? Acolo sunt. Da, e adevărat. Într-adevăr. Pe la pensii și salarii, pensiile n-am nimica cu ele, pentru că vieții oameni
și eu muncesc acum și sper la o pensie. Deci cu pensiile, dacă ar putea să le crească, nu să le scadă, pentru că marea majoritatea pensionarilor și a părinților noștri o să facem o discuție bine, și acolo. Ca să spun așa. Monica, din păcate trebuie să ne oprim aici, că mi-a expirat timpul, cum a expirat și bugetul. Îți mulțumesc. Dar eu am vrut cu emisiunea de astăzi să fac altceva, să vă anunț că pe lângă marele dar pe care îl primim și pe care va trebui să învățăm să-l cheltuim, va trebui să facem ceva cu statul nostru. Nu știu dacă în materie de taxe și impozite, că ăsta e dureros și duce pe către toată lumea. Dar așa cum i-ați auzit pe oamenii de astăzi, la buget și la pensii sunt câteva lucruri de făcut și mai ales la risipă. De acolo începeți, stimați politicieni. România în direct se încheie aici. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.